love is real. Baby, listen to me, here's the deal. When you're not here, I'm not the same. I'm needing a new chapter, babe. Been stuck here in a bed for days. I've been staring at the telephone, 'cause when you're gone, I miss your face. Late o'clock, body talk, there's no need to bring it up. Nothing you say makes it better. Semn bun, crește ziua, vine primăvara. Yes! Dar am trecut prin niște nămeți, prin niște zăpădăloaie. Micule, bine, eram mai sus pe la Muntelău acum. Momentan, cred că suntem în zona Brașovului. N-aș ști să vă spun cu exactitate unde, pentru că tot ce știu este că în spatele meu se află un mall și ne-am oprit puțin tel pentru lichid de parbriz și suc și alte prostii de genul ăsta. Dar urmează, fete și băieți, un mic, drăguț, simpaticuț vlog de călătorie la Sighișoara, unde v-am mai luat cu mine acum câțiva ani, cred că 2017 sau 2016, când am fost ultima dată, și am mai fost de-a lungul anilor, cândva în adolescență, nu știu dacă v-am povestit, cu un iubit să hă, de pe vremuri, de acum 1000 de ani. Atunci am mai fost și în afară de asta, cred că nu, posibil să fie a treia sau maximum a patra mea călătorie spre zona asta. Dar având în vedere că este weekendul prelungit, pentru că urmează ziua de 24 ianuarie, când nu se lucrează pe nicăieri și că avem 3 zile libere la dispoziție, am zis hai să facem ceva, să nu pierdem intervalul ăsta un pic mai lung, pentru că după aia nu știi când mai vin zile libere, chiar nu m-am uitat. Nu știu când mai vin zile libere și având în vedere experimentul Barcelona și tot ce s-a întâmplat și că timpul e scurt, am zis hai să o ținem un piculeț mai local așa, să mai mergem și pe la noi, că e frumos și în România, mie îmi place, mai ales când mergem prin zone de genul ăsta. Iar Sighișoara, cu toate că e mic și că l-am văzut și știu că mare lucru nu se poate face pe acolo, are oricum multe alte chestii drăguțe prin jur. Locuri de vizitat, peisaje frumoase de explorat, chiurtoș, slavă Domnului, pâine cu cartofi și alte nebuneli de genul ăsta, care chiar nu m-ar deranja absolut deloc. Voiam așadar să pornesc vlogul, cu toate că am filmat până acum niște cadre, dar să zic și eu câteva vorbe. 16:23, cred că undeva în jur de ora 18 ajungem și noi la cazare. Jumate seara, evident, și am ajuns și noi la cazare, care e foarte simpatică, e micuță, dar cochetă și foarte, foarte, foarte drăguță. Hai să vă arăt. În primul rând, ăsta ar fi holișorul, unde avem o oglindă din asta veche, antică, foarte frumoasă, din lemn masiv. De asta am zis să mă vedeți în partea asta. Era bine dacă aveam și una din cap până în picioare, adică oglindă de aia cu totul, știți că sufăr de asta, dar ne vom descurca de minune, că oricum sunt doar 2 zile pe care le vom petrece aici, deci nu trebuie mare lucru. E cald, ceea ce mă bucură foarte mult, adică m-a izbit căldura în față de momentul în care am intrat și oricum am pornit și aerul condiționat ca să fie bine. Și camera noastră ar consta, mă rog, cu baie, cu tot aia ar fi camera propriu-zisă. Avem baie în partea asta, uite așa, mă iertați că vă zgudui, cu o cabină de duș, pare a fi proaspăt renovată, adică totul pare nou, aranjat, amenajat. Încoace ar fi closetul, care nu ne interesează neapărat. Aici ar mai fi încă o oglindă și astea sunt produsele pentru baie, care există întotdeauna. Nu știu dacă avem gel de duș și alte panorame de astea, dar am luat eu oricum. Uscător de păr, să pun lichid, cam așa. Chiuveta aici, tac, tac, tac. Uite așa, am primit între timp și niște bagaje, o parte dintre ele. Și de acolo am început eu să vorbesc cu voi. Iar dacă este să mergem în partea asta, ar fi camera propriu-zisă, parchet pe jos, zic, nu vreau să fac mizerie, deși am intrat deja, vedeți că e un pic de zăpadă, pentru că ninge, mamă, mâine cred că o să fie super zăpadă. Dar camera noastră arată în felul ăsta. E pe stil rustic, dar foarte feminin, vedeți că e o combinație de asta de rustic și bișic, cu flori, cu mobilier alb. Îmi place aici și băncuța asta, taburet, cum să-i spun, foarte drăguță. Uite așa, patul e mare. Pe acolo avem tablou, două, cum le zicem, mă vine să le zic lampadare, dar nu sunt lampadare,
lumini, să le zicem simplu. Uite așa, asortate cu candelabru din tavan, perdele frumoase, cu funde, e totul foarte feminin, foarte drăguț. Iar în partea asta, la altă, uite așa, un televizor micoplasmă pe care nu cred că o vom folosi. Și acolo încă un dulap, mai micuț, un dulap mai mare și voiam să vă arăt oglinda cât de faină e. Trecând de detaliul ăsta frumos pe care l-au lăsat aici, mie mi se par foarte simpatice chestiile astea, contează atențiile de genul, prinse, uite așa frumos, cu o panglică de asta feminină, dar uite oglinda, ce mișto e, ia uite. Nu știu cât vedeți, dar uite, și pe partea asta, la altă, e cam așa. Tăc, ca să am eu la ce mă machia, machia. Încoace, hai să vedem cum e șofonerul, dacă reușesc să pătrund în treabă, reușim? E de la vechi, se simte și uite și umerașele ce frumușele sunt, nu avem decât două, dar ne descurcăm din astea așa pictate. Aici mai e o plapumă în caz de frig sau ceva. Aici avem o cafetieră, ceșcuțe, cafele, mă rog, iar pensiunea se numește Carolina, mie tot vine să-i zic Carolina, iar cei familiarizați cu faimosul fantastic Romeo Fantastic, știți referința, dar Carolina se numește și ne costă chestia asta 580 de lei, cred, pentru două nopți. Cam atâta, ceea ce mi se pare foarte ok, adică e până în 300 de lei pe noapte pentru două persoane, ceea ce mi se pare foarte bine. Fișa pe care trebuie să o completăm, că n-am apucat, abia am ajuns și voiam să ne mai uităm ce e pe aici, dacă găsim ceva. A, uite, avem și frigider. Super. E gol, dar e bun, în caz că mai luăm o sticlă de suc sau ceva, e foarte ok. Așa. Wi-Fi, Carolina, o Carolina 2016 și o să vă arăt și afară, dar cred că cel mai bine o să vedem mâine, pentru că acum fiind întunericime, nu cred că reușesc să surprind prea mult. Ce am observat este că e o curte comună și sunt o felul de căsuțe din astea conectate cumva între ele, dar nu te întâlnești cu ceilalți decât dacă ajungi în punctul comun, însemnând curtea. Altfel, fiecare e cu treaba lui și avem și micul dejun inclus aici, ceea ce vom vedea mâine dimineață. Deocamdată procedăm cu despachetări. Curticica, ieșim să mâncăm și o să vă mai arăt eu pe lumină oricum, că acum prea puțin se vede. Dacă ai idee, uite așa, și sper să nu rup gâtul, să știți că mi-am luat și opincile alea, mă rog, opincile propriu-spus, ghetele alea pentru zăpadă, pe care l-am avut și la Râșnov, dar am zis deocamdată să fiu și eu cu coana, măcar astă seară, și uite, cred că acum vă dați seama cam cât ninge. Așa că o să-mi încerc norocul cu cizmele de față, ceea ce nu e o alegere prea inspirată. Something I could do, I could be running around chasing you, but I won't, cause I got better, better things to do, rather spend my precious time chasing somebody who loves me too. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, life, life. If you hadn't run away, every time I asked you stay, you would sleep right next to me tonight. When you didn't know me, all you wanted was a game to play. Beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. Voiam să vă zic că am ajuns la masă într-un local care se numește Martini and Haberman. Haberman? Cred că Haberman ar trebui să fie, nu știu cum se pronunță, nu mai râde.
E muzica dată destul de tare, dar sper să mă înțelegeți. Ce vreau să zic este că vin fiert odată și, în al doilea rând, picioarele sloi. N-a fost o idee prea bună să plec încălțată cu cizmelele, așa cum am zis de când am plecat, dar într-un final e ok, că am parcat chiar aici în față și după ce am patinat un pic am alunecat, normal, că este zăpadă, și piatră cubică, dar am supraviețuit, nu mi-am rupt nimic, nici măcar n-am căzut, sunt foarte bine și după aia ne urcăm în mașină, deci o să fie ok. Am comandat niște paste și un desert de-a lor care nu știu cum se numește ăla. Hencleș. Nu știu eu de Hencleș, dar înțeleg că sunt bine. Și mă încălzesc decât acum, adică sunt mai bine. E și o pisică pe aici, pe undeva, prin local, pe care mi-aș dori foarte mult să o vedeți mai bine, dar nu știu pe unde, pentru că e genul ăla de pisică ce vine, se uită, te miroase, s-a dus așa pe la toată lumea, după care a plecat, adică nu are treabă cu mine în mod expres, dar dacă reușesc să o prind, o bag în cameră de îndată ca să o vedeți la față. Deci înțeleg că ăsta este Hencleș, da, care arată ca o pizza. Lichiu cu prune. Arată ca o pizza, dar nu e pizza. Da. E desert. Da. Și aia e brânză pe acolo? Da, e brânză dulce. Și ăsta este... Frună. Și scorțișoară. Da. Și cocaie este dulce. Și cocaie dulce. Și da, un pic de vanilie. N-am mai văzut așa ceva niciodată. I would be the richest girl alive. Well, you didn't know me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. I found your mind tricks and your side chicks. I'm a winner, babe. Well, you didn't win this, it's a part of the game. Yeah, I beat you at your game. And if you were me, you would do the same. Man, I really love to play. And now that I won, then it's safe to say. But you didn't want me, all you wanted was a game to play. And you couldn't handle that I had my ways. Around your mind tricks and your side chicks, I'm a winner, babe.
dimineața, de la amiază, cu zăpadă mult în jurul nostru, s-a oprit între timp ninsoarea, dar eu sunt îmbrăcată și încălțată bine, echipată ca lumea pentru astăzi, nu mai fac prostia pe care am făcut-o ieri. Am petrecut toată dimineața editând și sunt un pic îngrijorată cu videoul pentru că mi-l procesează foarte greu, fiind editare făcută pe laptop. Stați așa să mai cresc un pic luminositatea, să mă uitesc mai... Așa. Fiind editare făcută pe laptop, e puțin diferit de ceea ce fac eu acasă și nici conexiunea la internet nu e foarte bună aici. Și e duminică și la 7 ar trebui să intre și sunt cu emoții și palpitații. Ca întotdeauna. Va intra de intrat. Sper doar să nu fie cu întârziere. Că nu e prea plăcut când mi se întâmplă asta. Altfel am dormit foarte bine. Bineînțeles că a fost toată oboseala aia acumulată și cu vremea asta și cu aerul rece și mâncarea bună pe care am mâncat-o aseară. Am picat. Plus asta că am și editat aseară și am adormit, pur și simplu. Iar acum de dimineață ne-am trezit la niște fulgi imensi. Doamne, cât de frumos ningea și uite cum e în jurul meu. Deci zăpadă peste tot. Asta este curtea despre care vă spuneam eu aseară. Uite, cred că se vede un pic mai bine acum. Iar camera noastră e undeva în partea... acolo ar fi camera. Și nu știu dacă ați văzut că avem biserica chiar aici lângă noi. A fost slujbă de dimineață, multe ore. Chiar ne întrebam, bă, dacă ține, cred că a ținut vreo 2-3 ore, dacă nu chiar mai bine de atât. Dar între timp s-au potolit toate, a ieșit și soarele, chiar dacă e înnorat cât de cât, dar mai apare și soarele. Și cu zăpada asta așa și cu aerul ăsta, am zis că cel mai bine ar fi să fiu eu o ruscaia autentică. Așa că îmbrăcată, echipată, mergem să ne plimbăm puțin dar prin oraș, să vedem ce și cum putem face pe aici. Cu toate că nu e foarte mare orașelul, dar încercăm să ne ocupăm timpul pe parcursul zilei. Și vreau să vă mai arăt o chestie, ca un pian oamenii ăștia aici, care pare a fi funcțional, pare a fi un pian din ăsta vechi, pian, pianină, nu știu care e diferența între ele, dar ia uite, atenție. Se aude? Ia. Ia uzi. Zic. Talentată. Talentată, trebuie să recunoașteți. Și au tot felul de piese de astea de mobilier și vase tradiționale românești, adică e o atmosferă foarte rustică per total. A, și micul dejun, să știți că a fost foarte bun. Am mâncat de dimineață și aveam și o pisică acolo, care cred eu că avea pui, avea burtica un pic cam plină, dar a fost așa de iubitoare și de simpatică, a stat numai în poală și evident că i-am dat ce se găsea pe acolo pe masă și ar fi mâncat ea. Nu i-a plăcut slănina, în schimb, am mâncat doar niște Kaiser, care i s-a părut mai bun decât tu slănina, de poc. Dar brânză, croissant, i-am dat și niște iaurt, am mâncat cu lingurița, care e foarte bună, a chesat și s-a părut foarte delicios așa. Și sperăm să ne întâlnim și mâine dimineață, să ne mai vedem o dată până la plecare. Altfel, uite, zăpadă, mașina care el a curățat în momentul de față, cine va ridica ștergătoarele astea? Și cred că pot să intru, da? Așa, mă bag la căldură că este nițeluș cam frig, e iarnă așa, un pic, e cam ianuarie. Încerc să nu rup gâtul, am ajuns în cetate, mulțumesc, am primit și eu o mână. Am ajuns în cetate și suntem cam la deal, vale, nu știu, e un pic abruptă treaba asta pe aici, dar avem, ușor, avem muzică de-asta medievală, cred că e impropriu spus. E ceva, ce e replică, auziți? Ia, să tac eu puțin. Da-ne? E adevărată treaba. Nu e foarte aglomerat, să știți, sunt câteva persoane. Adică am văzut până acum, cred, un total de vreo 10 oameni. Și de aici cred că se aude, mă, de la casa breslelor. Vezi? Sigur de aici se aude. Aha, drăguț, drăguț, drăguț. Și suntem în fața unui culoar. Cum să zic la chestia asta? Mamă, ce alunecos e. Cum să zic la chestia asta? Culoar să fie? Gang. Da, culoar, gang. Nu e gang, nu. Nu e gang, dar suntem chiar în centrul cetății și spuneam mai devreme că trebuie să-mi iau niște șosete neapărat, pentru că simt așa un pic de rece la picioare, cu toate că am, evident, dar nu suficiente. Dar partea bună este că acum pot să calc.
Și e aceeași senzație pe care o am de fiecare dată când vin în orășelul ăsta aici, că parcă n-aș fi nici în 2020 și cât e, și parcă n-aș fi nici în România. Adică e așa un transport în altă țară și în alt timp. E mic și retras, dar foarte, foarte drăguț. Și dacă mi se permite o comparație, mă simt mai bine ca în Barcelona. Ceea ce nu-i vina Barcelonei, neapărat, dar ținând cont de ultimele evenimente, aici mă simt mult mai liniștită. Haide, dacă intrăm la ăștia, hai. Da, mă tentează aia. Și am tras un pui de somn acum, după masa aia bună pe care am avut-o. Bă, uite capul meu. Stă să apună soarele, nu mai e mult, dar mai am așa nițeluși de lumină și sunt un pic buimacă. Deși nu-mi plăcea deloc să dorm după amiaza când eram copil, acum somnul ăsta de după amiază mi se pare cel mai dulce dintre toate, poate pentru că se întâmplă atât de rar. Și nu era planificat, dar e foarte frig, încă ninge afară și e frumos, e minunat, e exact ce mi-aș fi dorit acum 20 de ani, poate chiar 25 de ani, că tot vorbeam de copilărie, cred că n-aș fi stat o secundă în casă, dar aici este atât de cald și atât de plăcut, adică uite, mă, sunt cu pijamaua pe mine și este atât de plăcut și de bine, oh, minunat, minunat, am dormit excelent și mâncarea, mă iertați, văceam că e acolo, mâncarea ne-a super prit, a fost foarte bun, dacă vă uitați, nu doar de opțiuni vegetariene, vegane, cu toate că aveau foarte multe la hotelul ăsta unde am mâncat, Hotel Sighișoara se numește, dar din ce mi s-a zis și mâncarea ce conține carne era foarte bună, așa că mie mi s-a părut, cu toate că e prima dată când mâncăm acolo sau când mănânc, mi s-a părut foarte bun. Deci dacă treceți pe aici prin Sighișoara, recomand hotelul ăsta, Hotel Sighișoara. Căutam pur și simplu un loc unde să ne încălzim, să mâncăm ceva, să bem o cană de ceva cald și ne-a ieșit în cale afișul ăla cu ciorbă de fasole în pită. Și eu nu mănânc, că știam că are carne, care ciolan, dar altcineva a fost foarte atras de afiș și am zis hai să intrăm. Și singura chestie care ar fi putut fi îmbunătățită acolo era căldura, că mi s-a părut un pic cam frig, nu cred că era purintă căldura și am stat căciula pe noi și cu parpalacul. Dar altfel, așa cât am fost acolo, restaurantul era bine aprovizionat și am mâncat super bine. Am avut la felul 2 cartofi copți cu spanac și cu muguri de pin, te doare capul. Și mai aveau aceeași chestie și cu brânză de burduf, dar eu fiind cu ale mele, na, atunci când se poate, chiar mănânc de ale mele. Și ciorbă de legume am luat și m-am super, super încălzit, a fost foarte bine acolo, pe care ne-am mai plimbat un pic și am venit în coajă. În momentul în care am picat, pur și simplu. Nu știu dacă mai ieșim astăzi, mai ales că asta s-a pună soarele și e așa de plăcut, pentru că uitându-mă pe geam, văd zăpada și niște brazi în spate și niște munți și arată tare, tare frumos și e plăcut așa să stai la căldură, oh, parcă e iarnă de acum, aveam când eram copil.
Așa că e mai mult decât minunat. Dacă mai facem ceva, oricum o să iau camera cu mine. Eu sunt tot cu vlogul aici, mă chinui cu el să-l aplodez, să am un morcov. Cât palatul telefonilor e morcovul, dar îl rezolv. Eu în cel mai rău caz intră mâine dimineață și tot îl rezolv la timp. Iar mâine ne întoarcem înapoi în București, vedem dacă mai avem timp și de altceva, însă mai vorbim până atunci. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the internet. 24 twice, she's on the phone, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart, he wants you to return his love. Breathing in the dark, weightless, working hard, he wants you to return his love. Now he's bleeding. Off. Suit is on point, won't cause a scene or stir up no clash. On second thought, Venice by fourth, she's on the job, but she's staying on Wilshire Boulevard. Old dreams, dying heart, he wants you to return. Și mă, Bizu, Bizu, câți? Este doar de cât 12:56 și mă aflu la lacul de Smarald. N-am fost niciodată în viața asta, dar l-am tot văzut pe Instagram. Și dacă tot suntem aproape și oricum ne-am decazat, urmează să plecăm spre București, dar am zis dacă toți suntem aproape și ar fi cam o oră până acolo, hai să vedem și noi o treabă. Copanul meu este gol. Da, e foarte bine că abia m-am recuperat dintr-o super răceală, deci ce mai contează? Încă puțin tel, nu este nimeni pe aici, însă vreau să vă zic unul la mână, că au fost niște căței minunați cu care m-am jucat, ne-am pupat, ne-am găsit la o benzinărie undeva și a fost așa de frumos. Și erau acolo și doi pisici, însă relativ antipatici, și toate că era și unul negru și el știa, așa auzit despre mine, știa că doar s-a dus sfară, e corect, în țară. Duceți-vă, domnul, duceți-vă, mergeți. S-a dat sfară în țară despre mine, sunt această faimoasă în rândul pisicilor negre, dar totuși n-a catadixit să mă bagi în seamă. Prin urmare, m-am jucat doar cu căței. Dar, evident că în acel moment mi-a murit bateria, așa că o să vă arăt doar câteva cadre făcute cu telefonul, ca aia de la telefon încă funcționa. Jucării, băi! Mă, iubiților, mă! Of. Și după, mai tare de atât, după ce am văzut și vreo doi șoimi, era un vulpiț. Superb, dar era la foarte, foarte mare distanță și n-am apucat să facem nimic. Da, vine acum. N-am apucat să facem nimic, doar la fel o poză cu telefonul cu zoom de la puricos rău de tot, pe care tot așa o să inserez pe aici, dar am văzut o mișcare cu ochiul liber, se vedea mai bine. Bă, și era așa de frumoasă. Vai. Nu știu, eu leșin când văd animale și mai ales din astea. Da. Mai ales din astea sălbatice pe care le-am văzut în poze și cam atât. Leșin, sunt toată terminată cu toate, că au fost așa simpatici căței aia. Foarte drăguți. Da, și acum suntem într-un peisaj alb. De colo până acolo este practic Narnia, Winter Wonderland, dragă. Iar lacul de smarald, care teoretic ar fi trebuit să fie de smarald și verde, este alb cu totul. Iar eu încerc să nu rup gâtul, nu sunt cu cizmele alea de scandal, nu sunt cu tocurile. Le am pe cele speciale de zăpadă, alea de la Eco, ceea ce mă ajută foarte mult. Și speram cumva să fie mai verde această chestie, adică să fie mai smarald. Dar, uite, ca să vedeți, lacul de smarald este alb cu totul. Voi întoarce camera acum să vedeți și voi ce văd și eu. Și să mai îmi încălzesc puțin mâna cu care vă țin. Pentru că am, uite așa, o mănușă, iar asta altă este înghețată toată. Decazarea a fost foarte ok, ca să trag o concluzie generală.
pentru Casa Carolina, unde am stat. Să știți că a fost foarte bine și oamenii foarte primitori și ospitalieri. Doamna de acolo care ne-a pregătit micul dejun și care i-am plătit la final. Rezervarea am făcut-o pe booking, dar i-am plătit la final. Și doamna a fost foarte amabilă și drăguță. Ne-a pregătit toate cele, fiecare dimineață ne-a încălzit cafeaua, a vorbit cu noi. Cred că ar fi stat și mai mult dacă ar fi fost cazul. Dar asta vreau să zic, că au fost oameni foarte drăguți, foarte amabili, foarte ospitalieri și calzi. Și vorbind de cald, în cameră chiar a fost foarte cald, a fost foarte plăcut, foarte bine. Ce e acolo? Da, e smaraldul. Putem merge pe lac. E, haide, poftiți. O dumneavoastră. Da, mulțumesc. Smaraldul este, da, imediat vă arăt. Deci mi-a plăcut foarte mult cazarea asta, spuneam că mi-a plăcut foarte mult și a fost foarte cald acolo. De aici pornisem practic, că am avut o temperatură chiar potrivită și pentru degerați din ăștia ca mine. Iar acum, ținând cont că nu bate vântul deloc și nu știu dacă vă dați seama cât de liniște e. Mă rog, e o doamnă care vorbește pe lac, da? Deci nu bate vântul, nu este o adiere de frunză. Doar cei ce vorbesc acolo, dar altfel, liniște, complet, liniște, e minunat. Lacul de smarald? Nu e niciun smarald. Smaraldul este sub gheață, sub zăpadă și acolo sunt niște oameni. Scaldatul interzis. Da, păi, de ce ai face asta? De ce te-ai scaldat? Hai să ne potolim cu scaldatul. Ia să vedem. Așa? Și știu că pare că sunt de la nebuni, pentru că eu chiar sunt. Dar vă spun sincer, în clipa asta nu mi-este frig. Nu mi-e. Cu bune, chiar dacă sunt pe piciorul gol, chiar dacă am pielea de găină, dar vă zic că nu îmi este frig. Și uite cât de frumos e. Băi, minunat. Păi mai plecam eu la Barcelona, dacă știam că e așa frumos aici. Nu mai plecam. Stăteam potolit așa cum aveam și boletin. Salut! Ce faci? Lac. Tuc. Uite. O rățușcă stă pe lac, nu știu cum ca o poc. Nu îmi pușcă, așa e versul. Nu îmi pușcă, nu îmi pușcă, mă rățușcă, îmi place. Ia uite. Și părăsește-l la a doua ieșire. Apoi acasă, facem frumos încheierea pentru acest vlog din Sighi, Șoara, al cărui final am uitat să-l filmez. M-am pus acum să editez vlogul, am și finalizat tot ce am filmat pe acolo, ca să-mi dau seama că n-am încheiere. Și mă uitam, bă, și Dumnezeu le-am făcut, că eu parcă știam că am filmat, dar probabil că am filmat în vis. Pentru că mi-am amintit că n-am mai vorbit cu voi atunci, a fost oboseala probabil acumulată, chiar dacă n-am condus eu, dar drumul este destul de lunguț. Și a fost oboseala acumulată și m-am culcat și am lăsat-o și am zis, lasă că-l fac a doua zi, numai că am uitat și au trecut câteva zile de atunci, așa că vă povestesc la momentul de față, ca să o înglobăm frumos, să închidem cercul și să vă zic ce și cum. A fost, oricât de clișeic ar suna, dar a fost un weekend de poveste, într-un orășel de poveste, cu o vreme de poveste, cu toate turnurile alea. Și îmi vine mie să zic palate, pentru că eu așa le văd, mă simt ca și când aș fi într-un regat când calc pragul orașului ăstuia. Micuț, cochet, dar nu micuț în sensul rău, adică nu o spun ca și când doar ce e mare e bun. Din contră, așa mic cum e el, mi se pare că are un farmec foarte atractiv pentru mine și cred că am menționat că de câte ore am fost pe acolo mi-a plăcut. Iar de data asta cu atât mai mult pentru că a fost liniștit și vremea contribuie mult de tot. Ultima dată în 2016 sau 2017 când am fost,
Cred că era vară, dar am senzația că, cel puțin pentru gustul meu, orașul se asortează mai bine cu ninsoarea. Nu știu, tot aspectul ăsta de poveste, cred că nu ar fi fost atins dacă nu era vremea rece, într-adevăr, dar minunată. Deci mi-a plăcut cu zăpada aia maximă, asta încerc să vă zic. Că a fost superb să mă trezesc cu ninsoare așa de faină și cu fulgocii ăia mari și chiar și slujba, chiar dacă nu sunt eu neapărat vreo religioasă, dar respect anumite lucruri și chiar dacă nu cred neapărat în ele și nu mă refer aici la religia mea sau orientarea mea în vreo formă, dar am respect pentru orice fel de credință, pentru că e credința omului și nu poți să-ți bagi picioarele în ea. Atât mai mult la mine în țară și ținând cont de educația pe care am primit-o de la bunica ce m-a crescut, care este practicantă. Odată cu înaintarea în vârstă, chiar mai practicantă. Dar ăsta este un cu totul alt subiect și mi-a plăcut. A fost așa un calm și o liniște de care chiar aveam nevoie după tumultul ultimei călătorii. Am menționat și atunci când eram la lacul de Smarald, dar nu știu cât de bine m-ați auzit, pentru că eram acum în cunoscut în filmare, după cum v-am zis că am meditat și cum era acolo și aș vrea să înglobez toată distracția pe scurt. Foarte mișto. Deci recomand 100% Casa Carolina. Casa sau cazarea Carolina se numește, pentru că oamenii au fost foarte ospitalieri și chiar m-am simțit foarte bine primită acolo. Mâncarea foarte bună, tot confortul, curat, îngrijit, ordonat, poziția foarte ok, prețul mie mi s-a părut în regulă. Da, voiam să menționez o chestie pentru că îmi dau seama că am încurcat un pic informațiile. Vă ziceam la momentul la care ne-am cazat că a costat 580 de lei, ceva de genul ăsta, pentru două nopți. Deci hai să zicem rotund 600 de lei cu totul, ceea ce ar veni cam 300 de lei pe noapte. Împărțit la două persoane vine cam 150 de lei, ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte bine. Micul dejun nu este inclus în suma asta. N-am înțeles eu la momentul ăla, dar odată ce am plătit la plecare pentru cazare, am plătit și micul dejun separat. Cu mic dejun a fost încă vreo 140 de lei, deci micul dejun de persoană costă 35 de lei. Am dat așadar 70 de persoană, a fost 140 cu totul, cu cei 580, 720 de lei am dat per total. Dacă nu vrei mic dejun, nu e nicio problemă, dar eu recomand, pentru că a fost mâncare foarte bună, a fost chiar și pentru mine, chiar dacă într-adevăr erau mai multe opțiuni, pentru cei care consumă de toate, dar am fost întrebată la sosire dacă există un fel de restricții alimentare, alergii sau ceva și am zis că pe cât posibil aș prefera alimentație de post. Adică n-am intrat în detalii, v-am mai povestit-o. E mult mai simplu să-i spui unui om de post decât să-i zici vegan, plant-based. Te adâncește niște chestii care de ce să ne complicăm când putem să ne simplificăm viața. Prin urmare, alimentație de-asta de post. Și erau de toate, pentru toată lumea, mâncare foarte bună, gustoasă, cafeaua la fel. Un detaliu pe care l-am apreciat și poate părea o chestie minoră pe care o menționez acum, dar când ne-a adus doamna cafeaua, a pus și lapte lângă pe care l-a încălzit înainte. Cine vrea să-și pună lapte în cafea, să-și pună lapte în cafea, dar l-a încălzit. Iar pentru mine ăsta e un lucru important, pentru că v-am mai menționat eu de-a lungul timpului că mie îmi plac băuturile fierbinți. Adică și atunci când beau cafea, ceai, orice de genul ăsta, nu-mi place să beau călui. Mie îmi place o băutură caldă. Dacă torn laptele la rece peste, și a avut și din ăla plant-based de care beau eu, soia, nu știu ce a fost de fapt, dacă torn lapte rece peste, cafeaua mea nu mai e caldă. Și am fost atentă la chestia asta și mi s-a părut un detaliu fines, foarte, foarte frumos și numai chestii de genul ăsta, adică a fost per total o excursie foarte reușită. Mică, restrânsă, dar foarte, foarte plăcută, foarte agreabilă și chiar m-am întâlnit și cu Timbalaban. Ați fost câțiva și fete și băieți pe care v-am văzut pe acolo și a fost așa un șoc pentru voi, pentru că nimeni nu știa că sunt acolo și Balaban chiar tu ești. A fost foarte drăguț, ne-am pozat, ne-am pupat, așa cum facem întotdeauna când ne întâlnim și evident că a fost îmbucurător să vă întâlnesc și pe acolo și să văd că există Timp Balaban chiar și la Sighișoara, în orășelul de poveste atât de simpatic. Ăsta e cuvântul. Simpatic. Mi-a plăcut mult. Mi-am promis eu mie așa că trebuie să revin la lacul ăla de Smarald să-l văd și vara, pentru că este o diferență foarte mare cu ce am văzut și ce mi s-a povestit și voi mi-ați lăsat mesaje pe Instagram, că deja am anunțat pe acolo ce și cum, și voi mi-ați zis că bă, trebuie să revii și vara să vezi cum arată, pentru că vara chiar e verde. Stați că mă sună, sunt căutată. Da. Asta e melodia de la Poirot, dacă nu știți. Da, gata. În general, să știți că îmi pun telefonul pe silențios atunci când filmez, dar acum am luat gura pe dinainte, pur și simplu am luat camera din mână de pe birou, am venit încoace, am început să vorbesc cu voi și nu mi-am dat seama că nu l-am oprit, că nu i-am oprit soneria.
Așa că, cu scuzele de rigoare, încheiem aici, înglobăm toată povestea. Sper că v-a plăcut vlogul meu și m-aș bucura să-mi spuneți cum e pentru voi Sighișoara, dacă ați fost, poate chiar nu ați fost. Sunt multe zone din țara asta unde eu încă nu am ajuns și am în plan oricum să revăd niște chestii, Timișoara fiind prima pe lista mea de revăzut. Sper să îmi iasă. Problema principală fiind distanța, că e foarte departe de București și știu că există avioane și că nu faci mult până acolo, dar cumva mi-e un pic mai confortabil cu Mirciulică. Hai să observăm aici o săritură în lungime. Hai, mama, bagă, ăsta e Poirot, să știți. Și în general se urcă acolo când vrea să scape de Lemo. Hai! Că nu mai știe că îl privim. Poirot? Bravo! Bravo, mă, că el vine la pupic, mă, când a simțit că e chemat, a renunțat la săritură. Bun, mulțumesc frumos, ne vedem data viitoare, pupicios mult toți și să mai fie așa un pic de zăpadă. Până o veni primăvara, poate ne mai bucurăm nițeluși de distracția asta și poate vine și pe la București, că la noi, cred că a fulguit, așa, 2-3 minute și cam aia a fost în niciun caz. Povestea pe care am trăit-o la Sighișoara. Vă pup!